În această după-amiază, pe terenul sintetic din baza sportivă hidroelectrică s-a jucat meciul de fotbal dintre Poliția Câmpulung, echipament roșu, și selecționata presei mușcelene, meci prins în programul de organizare al zilelor poliției. Bine! A fost o partidă cu doi câștigători, mai întâi selecționata poliției. În timpul regulamentar s-au jucat două reprize, câte 25 de minute, și apoi selecționata presei, în urma loviturilor de la 7 metri. În acest joc, poliția l-a avut pe teren pe comandantul Gheorghe Ciolan, autor a 4 goluri, iar presa a beneficiat de aportul campionului de la tenis de masă Alexandru Manole, și el autor a 2 goluri în timpul regulamentar de joc.